Este meciul cu Rapid cel mai important din acest sezon pentru Steel? Toate meciurile sunt importante. E important că e un derby, un meci de Cupa României cu o echipă de, de primă ligă. E foarte important și pentru noi, și în primul rând pentru suporteri care își doresc să, să, să fie prezenți la un, la un derby, să se manifeste pentru că așteaptă meciurile astea. Avem o galerie frumoasă și e foarte, foarte important. Cum pregătește Steaua meciul cu Rapid? Este concentrarea în rândul echipei mai mare decât înaintea altor jocuri? Cred că ar trebui să fie motivat și să-și dorească mai mult, pentru că da, e un meci pentru oricine și-ar dori să, să joace, mai ales jucători care evoluează acum la Liga 2, să joace cu echipă ca Rapid și într-o atmosferă care sperăm să fie cel puțin, la fel cum a fost la meciul cu Dinamo din campionat. Dar și celelalte meciuri sunt importante. Doar că asta e un derby și e altceva. Ai emoții personal înaintea unui astfel de joc? Emoții am cu toate jocurile, chiar și cu, să spun, și cu ultima clasată din Liga 2. Am emoții că ați văzut cum, cum trăiesc. Nu sunt mai mari decât la, la celelalte jocuri. Chiar mai multe emoții am campionat pentru că suntem acolo. Trebuie să venim din spate, să recuperăm punctele pierdute și să, să ne clasăm pe un loc de play-off. Care ar fi aturile stelei în fața Rapidului? Păi sper să fie determinarea, motivarea jucătorului, că joacă echipă de, de Liga 1, suporterii și propriul stadion. Sunt sigur că ai studiat Rapidul. Ce slăbiciune ai detectat? Păi, n-aș vrea să le spun slăbiciunile, că multe nu sunt, pentru că până la urmă echipă bune. Am o echipă bună. Am studiat-o la fie, în fiecare săptămână pentru că mă uit la meciurile de Liga 1 și, și, văd. Așa o să spun că au multe, multe plusuri cu jucători cu calitate, jucători buni în benzi, de viteză, buni unul contra unul, așa că acum să zic era pe la un jucător foarte bun care s-a accidentat, dar mai au cei care intră sunt poate la fel de și. Cum trește antrenorul Daniel Loprița seara de dinaintea unui derby? Reușești să dormi? Te odihnești cum trebuie? Să sperăm că reușesc. Asteară, de exemplu, n-am dormit, că sunt și puțin răcit, am ceva probleme, dar na, mă trezesc mai de dimineață, normal. Și la meciurile din campionat spun același lucru. Se întâmplă cum se face dimineața, încep să mă gândesc la, la ce urmează. Da, sunt emoții, normal să fie, dacă... Îți doresc să câștigi, trebuie să, să ai emoții, dar să nu fie frică. Ultimele două meciuri în campionat pe acest stadion au semnat tot atâtea succese pentru Steaua 3, 1 cu Feceage și cu Ceahlău. Ar trebui să conteze acest lucru pentru moralul băieților? Da, ar trebui să, să conteze. Sincer să spun, n-am avut nici multe meciuri pe propriul stadion, sunt mulți jucători noi, până s-au acomodat cu, cu suprafața, cu stadionul, pentru că nu e ușor. N-ai să joci pe stadioane, cum se zice, la Slobozia și să vii să joci aici, e altceva, sunt alte repere, nici de antrenament nu am antrenat foarte mult pe el, pentru că a fost cu refacerea gazonului, așa că... Dar până la urmă e bine că suntem în revenire și am câștig, reușit să câștigăm și pe teren propriu și o zic destul de clar. Cum crezi că va fi atmosfera la meciul cu Rapid? Păi am spus, sper să fie cel puțin la fel ca meciul cu, cu din campionat. Așteptăm să vină număr cât mai mare, nu știu nici câte bilete s-au vândut, sper să mai până la mâine, până la ora jocului, mai e timp și cred că o să fie cel puțin cum a fost la meciul cu Dinamo. Poate steau să vină pe rapid? Orice e posibil, e greu, dar nu e imposibil. Trebuie să credem, să sperăm, dacă tot jucăm mâine cu un campionat miercuri și sâmbătă la Dumrovița și o să fie greu pentru că avem și un drum lung, măcar să o facem cu folos. Adică dacă tot ne epuizăm să, să, și, să și câștigăm ceva.